elementul esențial al democrației, care nu este jocul numerelor, cifrelor. Cine are majoritate? Cine dintre noi trei, astăzi deosebit, are numărul cel mai mare de voturi? Nu este democrație. Democrația însemnează o înțelegere că omul este în centrul societății și toate instituțiile se învârte în jurul lui. Că democrația însemnează că l-asculți pe om și pe urmă îi respingi punct de vedere. Democrația se poate, chintesența democrației, se poate exprima într-o singură frază. Voi lupta până la ultima mea picătură de sânge ca să ai dreptul să nu fii de acord cu mine. Dacă ești în stare să faci treaba asta, atunci am început să învățăm ce înseamnă democrația. Și rostul meu, în momentul în care nu voi fi ales, va fi să aduc democrația în țara asta, pe cât mă ajută pe mine puterile mele. Aduc elementul esențial al democrației, care nu este jocul numerelor, cifrelor. Cine are majoritate? Cine dintre noi trei, astăzi deosebit, are numărul cel mai mare de voturi? Nu este democrație. Democrația însemnează o înțelegere că omul este în centrul societății și toate instituțiile se învârte în jurul lui. Că democrația însemnează că l-asculți pe om și pe urmă îi respingi punct de vedere. Democrația se poate, chintesența democrației, se poate exprima într-o singură frază. Voi lupta până la ultima mea picătură de sânge ca să ai dreptul să nu fii de acord cu mine. Vedeți? Exact ce vă spun și eu aici. Da? Democrația înseamnă, da? Omul este în centrul societății, eu. Și totul se învârte în jurul omului. Bineînțeles, totul este pe cote indivize și fiecare e cu partea lui de decizie și partea lui de coproprietate, bineînțeles. Da? Asta spunea Ion Rațiu în 1990. Capitalistul Ion Rațiu. Da? Că înseamnă democrația, da? Eu în centrul societății, da? Și eu decid pentru tot, de jos până sus, de pe partea mea, de pe cota mea indiviză, a 20-a milioană aparte, ce vreau eu? Toate interesele mele. Asta spunea domnul Rațiu. Dacă ești în stare să faci treaba asta, atunci am început să învățăm ce înseamnă democrația. Și rostul meu, în momentul în care nu voi fi ales, va fi să aduc democrația în țara asta, pe cât mă ajută pe mine puterile mele. Aduc